fost șelio și ciudat astăzi. Dar nu vrea să alerge pe aici puțin? Aha, aici era apa. Mi-a așa sete. Nu, am fost descoperit! Wow, Sam, ce pui la cale aici? Îl urmăream pe pufoșel. Se poartă ciudat astăzi. Sammy, ce e așa ciudat la el? E doar o pisică normală, simpatică și blănoasă. Și eu chiar nu înțeleg de ce nu vrea să alerge și să se joace. Oh, Sammy, așa e pufoșel, mai potolit. Dar dacă e plictisit? S-ar putea să fie asta. Cred că am o idee grozavă. Bună, prieteni! Astăzi vom construi un labirint din sticle de plastic pentru dragul nostru pufoșel. Așa o să se distreze mai mult. Prieteni, voi aveți animale de companie? Comentați mai jos! Siu, de ce acesta e un labirint de nivel 1? Să facem un labirint de nivel 80! Sammy, nivelul 80 este o mare provocare. Să-l lăsăm pe pufoșel să înceapă cu cel mai ușor. Eu cu siguranță m-aș descurca la nivelul 100, dar ai dreptate, e mai bine să începem ușor. Stai, Siu, ce e în neregulă cu acest labirint? Ei bine, nu e ușor să desenezi de mână labirintul. Am un plan genial! Mă întorc imediat! Prieteni, ați fost vreodată într-un labirint adevărat? Comentați mai jos! Oare ce pune la cale? Siu, am desenat planul folosind laptopul. E mai rapid, mai ușor și arată mai bine. Sammy, ești un geniu! Spune-mi simplu, Sam! Deci, iată primul nivel al labirintului nostru. Sticlele obstacole sunt marcate cu puncte albastre. Și pereții... Siu, am luat în considerare totul! Atunci, ce mai așteptăm? Să începem proiectul! Florile din sera mea vor fi pereții labirintului. Privește-le! Nu sunt doar frumoase, ele ne asigură și aer proaspăt. Da, sunt și o barieră suficient de înaltă, deci pufoșel nu va putea sări afară, așa cum s-a întâmplat cu ultimul nostru labirint. Altceva? Nu, e timpul să începem. Să așezăm sticlele. Yay! Să începem! Avem de așezat multe sticle. Deci, suntem aproape gata. Camuflajul meu este perfect! Sammy? Ups! Sammy, nu vreau să te dezamăgesc, însă apa e transparentă și te pot vedea. Oh, nu! Deci pufoșel m-a văzut în tot acest timp? Parcă suntem într-un acvariu! E așa multă apă în jur! Deci, aici e intrarea în labirint, dar ieșirea? Siu, nu vreau ca pufoșel să rămână blocat pentru totdeauna în labirint! Nu-ți face griji, Sammy! Aici este ieșirea! Lasă pisica să intre! Hai, pufoșel! Poți să faci asta? Siu, cred că pufoșel e cam speriat, nu? Judecând după felul în care se mișcă, e posibil. Cred că s-a blocat, dar hai să vedem ce face în continuare. Acum se gândește bine, dar... cel mai probabil va refuza să continue. Oh, Siu, se pare că pufoșel e prea mare pentru astfel de labirinturi. Da, așa cred. Dar sunt sigură că dragul nostru roșcățel va cuceri labirintul. Ne vedem la linia de sosire! Siu, am mari așteptări de la roșcățel. Îți amintești că a cucerit deja labirintul nostru super provocator? Ăsta ar trebui să fie floare la ureche! Așa e, Sam! Uite, deja se descurcă minunat! Stai, stai, roșcățel! Aici o fundătură! E băiat deștept, așa că asta nu e o problemă pentru el. Știu, doar eu l-am antrenat. Sammy, am mai avut discuția asta? Nu te lăuda cu lucrurile pe care nu le-ai făcut! Hai, mai bine să ne concentrăm pe roșcățel, mai ales că e foarte aproape de sosire! Oh, roșcățel! Eu deja aș fi ajuns la linia de sosire! Da, da, domnul perfecțiune! Dar trebuie să recunosc că e un bun atlet! Uite, uite, aproape ajuns! Roșcățel, ai făcut o treabă grozavă! Vino cu mine!
Roșcățel este campionul! Fiecare campion merită un premiu! Wow, wow, Roșcățel! Se pare că labirintul te-a înfometat! Fiu, ne-am descurcat grozav! Și am creat un labirint uimitor pentru Roșcățel și Pufușel! Prieteni, încercați și voi să construiți un labirint pentru pisica sau hamsterul vostru! Sunt convinsă că o să le placă! Dați-ne un like și abonați-vă la canalul nostru pentru a nu rata noi clipuri! Ne vedem curând! Thank you.